Pe 11 februarie este marcată ziua europeană a 112, număr comun în toate cele 28 de state ale Uniunii Europene, care se folosește pentru a contacta gratuit serviciile de urgență din orice rețea de telefonie fixă sau mobilă, la orice oră din zi și din noapte. Numărul de urgență 112 a fost creat în 1991. Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 a devenit operațional în toată România din aprilie 2005, începând din 2008, 112 este singurul număr care poate fi folosit de pe orice telefon fix sau mobil pentru a beneficia gratuit de serviciile de urgență, ambulanță, pompieri și poliție în orice țară a Uniunii Europene. Din octombrie 2015 în România este funcțional serviciul de anunțare a urgențelor prin SMS pentru persoanele cu dizabilități de auz sau vorbire, prin mesaje scurte la numărul 113, păstrând caracteristicile serviciului 112 de voce. Pentru a putea utiliza acest număr este obligatoriu. Înscrierea în baza de date a serviciului 112. Până acum au fost validate și înregistrate 2200 de persoane, iar activitatea continuă, scrie bihon.ro.